Salutare, bine ați venit pe canalul Aici MD. Astăzi o să vă prezint marele Leonardo DiCaprio. Leonardo Wilhelm DiCaprio este un actor și producător de film american, născut la 11 noiembrie 1974 în Los Angeles, California. Părinții lui DiCaprio sunt George DiCaprio și Emeline Indian Birkin, care este mama lui DiCaprio. Numele lui DiCaprio a fost sub influența pictorilor lui Leonardo da Vinci, pe care le văzuse mama lui când era gravidă în Italia. Părinții lui DiCaprio s-au despărțit când Leonardo avea doar 8 ani. Cunoștințele sale de limbă germană se datorează vizitei bunicii sale. La 5 ani apare pentru prima oară pe ecranele TV americane. Cariera de actor a început-o în anul 1990, debutând în rolul lui Gary Buchman în versiune televizată a filmului Parenthood. Pentru rolul jucat în filmul Catch Me If You Can a primit un onorar de 20 de milioane de dolari, în timp ce pentru rolul lui Jack din filmul Titanic s-a ales doar cu 2 milioane jumate de dolari americani. Leonardo DiCaprio a fost nominalizat de 6 ori la premiul Oscar și de 10 ori la premiul Globului de Aur. În anul 2004 a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o dramă pentru filmul Aviatorul, iar în anul 2013 primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie pentru rolul din filmul Lupul de pe Wall Street. În anul 2016 a primit încă un Glob de Aur pentru rolul din filmul Revenant și premiul Oscar pentru cel mai bun actor. DiCaprio este cofondatorul Venturi Grand Prix, o echipă de curse auto. În prezent, Leonardo DiCaprio face parte din elita artiștilor americani de la Hollywood. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, abonați-vă la canal. Vă mulțumim pentru vizionare!